Handbal Club Zalău revine pe semicerc după o pauză de 4 săptămâni prilejuită de acțiunea echipei naționale care a participat la turneul de calificare la Jocurile Olimpice. Sâmbătă dimineața de la ora 11, elevele profesorilor Elena și Gheorghe Tadici se vor duela în capitală cu CS Rapid USL Metro București, grupare aflată în subsolul clasamentului. Ramura de sport recent calificată la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, handbalul, revine în atenția iubitorilor acestui sport, cu jocurile din cadrul Ligii Naționale, care programează la finalul acestei săptămâni jocurile etapei cu numărul 22. În prologul etapei s-a disputat ieri seară duelul dintre HCM Baia Mare și HCM Roman, duel încheiat cu victoria echipei gazdă, scor 27-22, la pauză 15-10. Duelul de la Baia Mare nu a fost însă lipsit de incidente neplăcute. Fanii maramureșeni, cei care i-au făcut în fel și chip pe suporterii echipei HC Zalău, și-au dat în petec și au început să-și huiduie propria jucătoare pe portarul Paula Ungureanu, care a semnat un precontract cu CSM București. Jocurile etapei cu numărul 22 continuă astăzi cu duelul dintre CSM București și SCM Craiova, iar celelalte 5 partide ale rundei sunt programate sâmbătă și duminică. Reprezentanta județului Sălaj în Liga Națională, HC Zalău, va întâlni în runda de la finalul acestei săptămâni pe CS Rapid USL Metro București, grupare aflată pe penultimul loc în clasament. Partida va avea loc în capitală sâmbătă de la ora 11 și va fi găzduită de Sala Rapid din cartierul Giulești. Sălăjencele au plecat spre capitală în cursul acestei dimineți cu un singur țel, acela de a câștiga partida și implicit toate cele 3 puncte puse în joc pentru a fi sigure că păstrează și după această rundă diferența de 5 puncte față de următoarea clasată, echipa HCM Râmnicu-Vâlcea, clasată pe locul 9. Etapa a 22-a mai programează sâmbătă alte 3 partide: CSM Unirea Slobozia, CSM Ploiești, HC Alba Sebeș, HCM Râmnicu-Vâlcea, respectiv CS Măgura Cisnădie, ASC Corona 2010 Brașov, și se va încheia duminică cu duelul dintre Universitatea Alexandrion Cluj, HC Dunărea Brăila.